Bun, hei, salut și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi vom face acest slime. Da, l-am făcut ieri. Și hai să începem. Bun, pe acesta le voi pune într-o cutie. Așa, primul ingredient, adică trebuie un bol și o linguriță. Primul ingredient este aranjat de bic. Am pus deja în el. Asta, așa. Ok. Spumă de ras. Persil. Activatorul. Paiete. E opțional. Sclipici. Tot opțional e. Și colorant. Tot opțional e. O să vi-l arăt așa. Bun, l-am pus deja. Vom amesteca puțin. Ok, cam așa arată. Apoi începem să punem spuma de ras. Uite că mult prea mai are. Nu mai are, o folosesc pe două. Deci asta nu prea mai are. Am dat pe jos. Bun. De ajuns. Acum amestecăm. Puteți să puneți apă, puteți să puneți biluțe de polistiren. Eu aș pune, dar nu mai am. Bun. Cam aceasta este textura care e bună. Acum vom pune persil. Vom pune cam atâta la început. Se vede că se formează. E cam moale spuma de ras și... Da. Și să am omoiat și slime-ul. Hai să băgăm în la... Bun, lingurița vom lăsa acolo. Așa. La început cam așa vă arătă. Vrei puțin cam tare. Vreau puțin cât o amestecă. Cred că mai trebuie să iau rachet aici. Vom mai pune puțin rachet de la din celălalt bol sau din ajutaș. Deci asta nu prea mai are. Ok. Alea, asta că mai curge puțin. Ok, voi pune... Tunlin. Din unul. În început. Acesta nu prea se deschide. Hai să încercăm să amestecăm și apoi mai vedem. Dacă mai e nevoie. Trebuie puțin timp să vă jucați cu el și apoi începe să se formeze. Și dacă vi se pare că e foarte tare după ce v-a jucat o jumătate de oră cu el, o să puneți puțin de pasă de dinți. Dar foarte puțin, că... Da.
voi curăța și de pe masă. Voi și trece de pe videoclip cu șervețelul. Cum se poate vedea, nu este deloc tare. Și scoate și niște zgomote. Bun. Hai să începem la al doilea pas. Punem colorantul. Puteți să folosiți aproape orice, adică orice colorant. Eu voi folosi acuarela. Voi lua puțin de aici. Voi folosi albastru. Acum voi amesteca. Dacă folosiți acuarela dintre asta care am folosit și eu la borcanel, o să vă murdăriți puțin pe mâine. Ok. Acum vom pune paiete. Dar nu orice fel de paiete dintre astea și rotunde, că celelalte sunt floricele și cam în țap. Ok, le voi turna puțin aici câteva și voi lua câteva paiete. Adică felul acela de paiete. Ok, vei pune câteva. Ok, puteam să pun mai multe, dar o să vă plictisiți în videoclip și, na. Așa, nu se poate vedea, sunt câteva paiete. Acum voi pune sclipici. Deschis. Nu voi pune cine știe de mult, că dacă voi pune mult. Trebuia să iau altă culoare, nu roz, că nu cred că trebuie să potrivește rozul cu albastru. Movul cu albastru, pardon. Cum se poate vedea, e sclipit. Bun, și dacă v-a reușit să dai mult, vă rog să dați un like, un share, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel și aveți un link în descriere. Canalul meu de Instagram. Bun, și v-am pat, pa!